Da, o să spun eu prezentarea. Ia. Chiar mă întrebam când eu nu ți-i pică cine e moderator, cine l-a oprește. Se pare că nu știu. Da. Eu un pic cam multă energie în locul ăsta. Hai să încerc să mă adaptez. Povestea e așa. Dacă ești logat pe Google, știi anumite chestii. Dacă ești logat în Gmail și într-o parte și în cealaltă, ai același cont și așa. A putea să transmită niște lucruri și ăsta e unul dintre metodele prin care se fac anumite studii și anumite statistici. Da, asta, dar e o părere, nu nimic de la Google, e o părere. Vă folosam chestia asta, la un moment dat eram la trafic.ro și număram cam 30-40 de milioane de cupuri unice pe lună din România. Și era evident că nu aveam cum să avem 30-40 de milioane de români care intră pe site din România. Și atunci făceam următoarea chestie când făceam studii. Luam loginurile de pe site-uri și știam că un om s-a logat cu site-urile cu foarte mulți useri, știi? Și știam că un om s-a logat de pe Safari, s-a mai logat o dată de pe Chrome și o dată de pe Firefox. Și asta înseamnă 3 cookie-uri. Și făceam o medie pe cookie-urile respective și dacă numărul în medie, un român are, nu știu, 4 cookie-uri și folosește de medie, nu știu câte browser. Bun. Să vorbim despre PAC, nu? Mituri în afiliere, e titlul prezentării mele de astăzi. Și pentru că am mai susținut anumite părți în această prezentare, am zis să vin cu un bonus special pentru lumea SEO pe PC. Am avut plăcerea în seara asta să-l cunosc pe Cătălin. Salut, Cătălin, care este unul dintre afiliații noștri, relativ tineri, ca să zic așa, în sistem, dar cu perspective foarte interesante. Și l-am rugat pe el să aleagă cea mai bună întrebare din seara asta. Și cea mai bună întrebare o să primească cea mai cunoscută carte de affiliate marketing din momentul ăsta. Evgeni Prusakov. E un ucrainean născut în Chișinău și acum care locuiește în America și a scris prima sau nu știu, e cea mai cunoscută carte despre affiliate marketing, despre managementul unui program de programe afiliere. Pentru că nu am foarte mult. E aproximativ în 3 minute aș putea să termin. Ok. Affiliate marketing. IAB UK zice că affiliate marketing is performance marketing at its best. Cine știe ce e affiliate marketing și cum funcționează? Aș vrea să vă rog să ridicați una. Ok. Cine a auzit până acum de două parale? E mai multă lume a auzit de două parale decât știe despre affiliate marketing. Ok. Era o chestie foarte interesantă la un moment dat că pe AdWords Keyword Tool îți arăta mai multe căutări pentru două parale pe România, cred că și acum așa, decât căutările însumate de afiliere și affiliate marketing și marketing afiliat și așa mai departe. Bun. Ăsta e modelul, e tot de la IAB luat. Dacă prima oară a apărut CPM-ul, care a cost pe mile, costul pe mii de afișeri, pe urmă a venit Google-ul cu modelul revoluționar de CPC, care cumva acum se continuă mai departe în CPL și CPA, cost per lead și cost per action. Cumva, niciodată, asta e o greșeală pe care o fac foarte mulți oameni, zic, băi, gata, Google e la putere, sau afiliere la putere, sau AdWords la putere în marketing. Nu, totdeauna e vorba de un mix între cele trei modele, ca să zic așa, de a cumpăra reclama, întotdeauna e un mix de tactici pe care, de strategii pe care le faci și așa mai departe. După cum se observă, ce e foarte interesant, că CPM-ul are volumul cel mai mare, evident poți să cumperi cele mai multe afișeri și să cheltui cei mai mulți bani și să ai cea mai mare expunere pe afișeri. Iar la vânzări poți să cumperi volum, scade volumul, dar cu scăderea volumului crește și targetarea și valoarea pe care o primești. Bun. În afiliere, pentru că am văzut că sunt anumiți oameni care n-au ridicat până acum, nu știu dacă n-ați ridicat încă, nu știți sau n-ați ridicat pur și simplu. Ca să înțelegeți foarte simplu, afilierea este, puteți o considerați ca fiind un model pentru care cei care cumpără publicitate nu plătesc nici la afișare, nici la click, nici la cost per view, ci plătesc exclusiv pentru vânzare.
Și acum să vă arăt un exemplu foarte interesant, ca să vă dați seama exact care e procesul și cum decurge tot. Aveam o pagină de Facebook, lansată în decembrie 2012, cu vreo 5.000 de fani. Pagina asta aduce proprietarului, sau aducea la momentul prezentării, câteva sute de lei pe lună. Nu mult, dar i-arăta că e pe calea cea bună. Ăsta e un post de pe pagina de Facebook, care prezintă... Da, scrie așa, o să vă citesc eu. Neața, dacă tot vă gândiți pe bilon, e așa că trebuie să faceți și cu stil și cu patrupii potriviți. Noua de aceștia de să par cei mai potriviți. Deci o pagină de fashion cu foarte mult cu fanii doamne și domnișoare între 25-34 de ani. Bun, să presupunem că una dintre doamnele care sunt fani acestei pagini dau un click pe linkul de acolo. După ce dau click pe link-ul de acolo, ajung pe site-ul Fashion Up, navighează, văd câteva produse, după care adaugă anumite produse în coș, le cumpără. După ce cumpără produsele, sunt sunate pentru verificarea comenzii. În momentul în care confirmarea se primește, produsele, este dată comanda mai departe la depozit, că probabil că magazinul lucrează cu un depozit, produsele ajung din depozit, sunt preluate de curier și mai departe sunt livrate acasă doamnei care a dat click-ul inițial. Bun, ce se întâmplă în spate, ca și model de advertising? În momentul în care se dă click aici, prețeaua de afiliere, în caz de fază de operare, înregistrează acest click. Și știe că în momentul în care, dacă se face o vânzare, proprietarul acestei pagini o să primească o sumă de bani. Se observă aici exact, click-ul a fost dat la ora 12 și la ora 12 și 18 minute a avut loc o vânzare, s-a finalizat vânzarea, în valoare de 400 și ceva de lei, iar comisiunea a fost de 48 de lei, dacă nu mă înșel. Deci proprietarul paginii a primit 48 de lei, iar magazinul a făcut o vânzare de 400 și ceva de lei. Bun, toată povestea pe care v-am zis-o mai devreme cu doamna care intră pe site și care vizualizează produse pe care le dau în coș, pe care le prea curierul, pe care le livrează, până la formă poate să mai intervină în tot lanțul ăsta, poate să mai intervină și un procesator de plăți, banii să mai plimbă și pe acolo și ce mai departe. La noi s-a întâmplat toată povestea asta de 413.000 de ori. Ne place că avem un impact important în economie. Deci, gândiți-vă că de 413.000 de ori s-a întâmplat chestia asta datorită existenței marketingului ca afiliat în România. Iar impactul în economie este unul cât se poate de real, unul de peste 55 de milioane de lei. Deci, undeva la... 10 milioane. 12. E o mică diferență, da. Hai să fim corect. O mică, da, aspirațională. Pe lângă vânzări au fost, după cum ați putut vedea și în primul grafic, acela cu cost per reaction și cost per lead, marketing afiliat funcționează foarte bine și pentru lead-uri și până la momentul de față au fost, nu știu, aproape 350.000 de lead-uri. Asta e o chestie pe care cred că noi am spus-o oarecum și pe care suntem foarte mândri, spunem că marketingul se democratizează. Ce înseamnă asta? Imaginați-vă, nu știu, anii 80, că eu m-aș fi dus la Steve Jobs, nu eram născut atunci chiar când am lansat Apple, dacă m-aș fi dus la Jobs și aș zis one more thing, știi că aș putea să fac eu marketing pentru tine dacă îmi dai și o parte din profit și probabil că nu m-aș fi băgat în seamă și nu m-aș fi băgat în seamă nici peste 10 ani, nici peste 15 ani, nici peste 20 de ani. Și nu m-aș fi băgat în seamă nici cei, nu știu, de la Dell și nici cei de la Zara și nici cei de la orice altă firmă din lumea asta, vreți să ziceți, din România sau din lume. Odată cu apariția marketingului afiliat, oricine din România sau de pe glob poate să participe la marketingul oricărei companii. Deci eu dacă vreau acum să fac marketing pentru Apple, intru pe iTunes, îmi iau un cod de afiliat și pot să fac marketing. Pot să fac, pentru foarte multe din programele de afiliere, am libertatea să fac eu mesajele, să fac eu bannerele, să le promovez unde vreau eu și așa mai departe. Bun, și de asta zicem noi că marketingul afiliat ajută la democratizarea marketingului. Dacă vreți același lucru care s-a întâmplat cu blogurile și cu jurnalismul. Deci blogurile au democratizat jurnalismul. Au zis, dacă până în anii 90 și ceva. Era foarte greu ca să-ți spui o opinie pe care o să vadă, nu știu,
100.000 de oameni, trebuia să fiu un jurnalist, trebuia să... Na, era foarte greu. După apariția blogurilor și apariția internetului, oricine putea să emită o părere care să fie auzită și digerată de zeci de mii, sute de milioane, zeci de milioane de oameni și așa mai departe. Bun, avantajele monetizării prin afiliere, pentru afiliați, mai multe, în principiu, după cum voi alegeți. Afiliații aleg întotdeauna cu ce magazine lucrează, când lucrează, ce promovează, care sunt mesajele și așa mai departe. Încasează bani de fără efort. Mă rog, în principiu sunt o mulțime din beneficiile pe care le aveți dacă lucrați cu orice altă formă de monetizare. Bun, peste tururile, toată lumea știe de banere, de link-uri, text, de titluri, de produse și așa mai departe. Bun, o să trec foarte repede pe mituri și o să am trei mituri generale și pe urmă încă vreo 7 speciale pentru întâlnirea asta. Peste asta trebuie să trec foarte repede. Marketing afiliat funcționează în rău, sunt foarte mulți care zic că nu se cumpără haine în rău, românii nu stau online, nu se cumpără, nu știu, calculatoare sau cauciucuri online, că femeile nu cumpără online, deci mitul ăsta vine într-o grămadă de variante. Adevărul e că sunt 10 milioane de români online, din care cel puțin 1 milion au cumpărat până acum și cresc cam în două cifre. Rata comerțului electronic crește în România cam 40% pe an și e pe loc de foarte mare creștere. Dacă, ca să vă convingeți cum nu merge afilierea în România, puteți să intrați pe realtime.ro/parale.ro și să vedeți acolo echilibrat toate vânzările pe care le înregistrăm noi. Noi avem o calitate sau una dintre valorile noastre e transparența, ca să zic așa. Noi dăm foarte multe cifre și arătăm foarte multe informații. Ăsta, realtime.ro, un exemplu. Aveți mare grijă că dacă faceți afiliere sau faceți online, așa poate fi un pic addictiv, pentru că o să stați acolo și tot să uitați cum se cumpără și să vă imaginați cum, na, în satul mare, chiar a fost astăzi, a fost o comandă, nu știu, pe Fashion, de 100 de milioane. Și chiar m-am gândit cine ar să cumpere. Cea mai mare a fost de 300 de milioane sau ceva. De Fashion, comandă continuată și livrată și plătită. Cei mai mulți bani pe care bani făcuți în 30 de zile, peste 22.000 de euro de către un afiliat până acum. Avem și un exemplu drăguț pe blog cu un afiliat care făcea 10.000 de euro. Dacă vreți să citiți prezentarea, puteți să-mi dați voi la sfârșit și vă trimite o prezentare sau cred că o pun și pe lumea să o BPC. A, prezentarea, da, sigur. Bun. Da, .com merge și mai bine ca toate celelalte. Marketing afiliat doar pentru e-commerce. Nu, se fac foarte multe lucruri pentru bănci, ca auto, Payphone, jocuri online și așa mai departe. Ce presupune că tu ca și advertiser, de exemplu, Avon plătește plătea aici de 7 lei pentru fiecare completare de formular. Deci dacă eu aveam o audiență cumva pe un site, pe pagina de Facebook, în forum sau în orice altă parte, nu am o audiență pe ponderea formată din femei din, nu știu, 18-34 de ani, puteam să promovez cu Payphone și eu am câte 7 lei pentru fiecare completare a acestui formular. La fel și cu Canwars, asta e un alt exemplu. Am aici un mic insight de la un afiliat care se laudă cu rata de conversie pe acest program, care este de 37%. Deci 37% de cei care au ajuns pe landing page au completat formularul, iar afiliat... Era free. Dar așa funcționează asta de joc. Și el primea câte un leu sau nu știu, un euro pentru fiecare completarea formularului. Și imaginați-vă că e destul de profitabil să trimis trafic acolo când având o rată de conversie de 40%. Bun, Best Jobs, Provident, OTP, Lenore, Oriflame, o mulțime de companii care caută sau au campanii de livrări. Marketing afiliat nu e doar pentru e-commerce. Mituri despre afiliați și advertiseri. De obicei, advertiserii când vin la noi, după cum am zis, fie sunt magazine, fie sunt branduri care au nevoie de lead, zic că, da, vin la voi și aveți și voi aia trei blogger care scriu și care fac și care, așa, total, încearcă să minimizeze destul de mult. Adevărul e că afiliații
Sunt de foarte multe tipuri. Știile ProTV au avut o mulțime de trafic de Black Friday, de exemplu. Internet Corp sunt unii dintre afiliații din publisherii mari din România, Wall Street, Internet Corp, Cudica și așa, care fac afiliere constant. Ei, pe lângă ăștia mai sunt și tot felul de afiliați, nu știu, persoane fizice care, na, fie lucrează, fie sunt full-time, internet marketer foarte bun, fie sunt part-time, seara după serviciu sau după facultate, fac banii din marketingul afiliat. Ideea e că tu ca și companie, foarte greu, și am ajuns, trăim vremuri în care e foarte greu ca să ai expertiză și pe Pinterest, și pe Twitter, și pe Facebook, și pe SEO, și pe AdWords, și pe Facebook, și pe YouTube. Deci, imaginați-vă cum arată departamentul de magazin online care are expertiză pe toate chestiile astea. Trebuie să fie probabil din nivelul Amazon. 60-70 de oameni cred că ar acoperi măcar toate, da. O parte din principalele de marketing. Ceea ce e rezonabil. Afiliații rezolvă tocmai problema asta. Poți vinde afiliat care e extraordinar de bun pe Pinterest și să-ți facă campania pe Pinterest și să câștige bani din faptul că el e foarte bun pe Pinterest și să practic tu să-i oferă o parte din profit înapoi. Cine sunt advertiseri? Aici surpriza e că de la magazine mici, foarte mici, adică, nu știu, oameni care lucrează într-o agenție, aveau acum un client care lucrează într-o agenție de publicitate și în timpul liber are un magazin de fashion ceva parte, dacă mă aduc bine aminte, fashion, nu? Ok. Dar sunt și advertiseri foarte mari. Deci, 4 Astra, Avon, OTP, Tina, Trasus, Evomag, Fashion Days, foarte, foarte, foarte mulți. Aici o chestie care pe nu ți-i place, am mai zis o dată, nu știu dacă ține minte, dar știu că atât ce a plăcut. Noi avem o vorbă, mai avem un vorbă, de fapt, și zicem că Cantec e superpower. N-am uitat dacă se pune. Bun, să zicem că eu sunt o agenție de PPC, ceea ce nu e un lucru excepțional de bun, și mă duc la un client și îi zic ok, hai să-ți fac o campanie pentru produsul tău de anumit părul. Și o să-ți aduc la un cost per click, nu știu, de 10 cenți, dintre care, na, o să cumpăr nu știu cât, cu rată de conversie și așa, și o să fie totul frumos și uite, îți fac și bannerile astea și îți fac și landing page și așa mai departe. Se face campania, iar eu ca și agenție, de se întâmplă, na, produsul nu e bun, n-am avut o chimie bună cu advertiserul, n-am înțeles exact ce trebuia să conversie de la ele, de la mine, contează mai puțin. Ideea e că nu mi-ating exact targeturile pe care le-am promis. Dar, pe urmă, îi mai spun și că, uite, că ți-am adus atâția vizitatori pe site, dacă cumva a fost de la produsul tău și ai avut și atâtea afișeri și uite că s-au mai abonat 30 de like, și ai mai primit și 70 de like, deci o campanie chiar foarte bună. Ei, Filip, marketing nu sunt tu. Stai să te mai întreb pe exact, nu? Da, zi acum. Nu mai zic, termină, zi. În affiliate marketing? În affiliate marketing nu există chestia asta cu clienții. Adică faci vânzări, primești bani. Poți să faci 10.000 de like-uri și să-i afișezi bannerul de 100 de milioane de ori. Nu o să întâmple chestia asta. La un moment dat primești fix pentru ce faci. La un moment dat intrase High Five-ul, când era foarte bine în România, intrase și făcea, cred că, multe milioane de afișe, nu știu, milioane, zeci de milioane. Și era o problemă chiar și cu serverile pe care era distanța de tu performanță, două parale. Au convertat atât de bine, pe cum poate să convertească, nu știu, Cătălin, de exemplu, sau cineva care se pricepe. Să pricepe. Da, îmi dai voi să dreptura replică două secunde. Varsovia, 3.000 de agenții de pay-per-click marketing. La un moment dat cineva întreabă, de ce nu acceptați modelul de pay-per-performance? Răspuns, da? Nu, pentru că nu putem să controlăm lucruri de genul și tu ai spus, ok, produs, relația cu clientul, la. Perfect. Eu mai spun ceva. Dacă ești o agenție specializată doar în pay-per-click marketing și landing page-ul rămâne la departamentul de marketing al clientului sau la alt furnizor de servicii, atunci, vrei cum? Da, adică, na. De câte știu eu, Google testează acum. CPO, da, na. CPO. Era Star Trek, cu Star Wars, CPO. Da, nu. Tri-CPO, da. Nu, CPO e cost per opportunity. La fel ca Libri.
Și foarte interesant chestia asta se întâmplă și la advertiser, că și ca advertiser trebuie să pricepi să faci marketing afiliat, că-s foarte mult și zic cât, da, uite, mă arunc aici 10 milioane, faceți, împărțiți, descurcați-vă, vă întâlnesc cu voi, fac, o să fie bine, o să fie frumos. Dar adevărul că e posibil ca ei să nu se priceapă. Sunt foarte mulți, Prusacu, un tipul care a scris cartea, avea o chestie foarte interesantă. Zicea că tu faci managementul programului de afiliere, nu la afiliaților. Niciodată nu trebuie să tratezi afiliații ca pe niște angajați. Ca forța ta externă de vânzare, sigur. Adică... Da, dar să-i motivez pentru că eu oricând pot să zic, a, ok, nu vrei, mi-i pui mie ceva, mă duc la celălalt magazin de fashion și mă duc la Tura Suisse, de exemplu, și promovez pe ei că iau când dau 15% și bonus la primul, mă rog, sunt o mulțime de lucruri. Afiliații și advertiseri ar trebui să lucreze împreună. Asta e un exemplu de la noi, cum pe, dacă intri pe un her.ro și dai pe un banner de tine aer, când ajungi pe tine aer, vezi aici, frumos, un banner cu 10% reducere pentru tine și tare un her.ro, scrie stil în căsă de voce din coș. Chestia asta se numește co-branding, poate fi aplicată și la PPC și în orice altă formă de publicitate. În afiliere există studii, aici nu pot să vă dau cifre, dar în afiliere există studii că co-branding-ul crește rata de conversie între 50 și 400%. Cred că au văzut și în campania pe lumea SEO PPC, un soi de co-branding, e și ce facem noi cu Livet Aloe, recomandă lumea SEO PPC. Brand personal, Livet Aloe sau nu? Da, nu știu. Pe Olivia nu știu. Bun. Noi avem peste 22.000 de afiliați, 300 de advertiseri, după când ziceam, dacă nu ai un departament uriaș, n-ai cum să gestionezi toate canalele de marketing. Riscul e la afiliați, asta e o altă poveste. Bun. Bonus 7 mituri pentru lumea SEO PPC. Google Ads pentru afiliere nu funcționează. Am încercat și eu, la un moment dat, Google Ads, mi-am făcea niște bani nu mulțumitori. Da, mergea. Ce pot să vă zic acum e că știu oameni care trăiesc și care fac, nu știu, sute de milioane, acum sunt studențeam de zeci de mii de lei sau mii de lei sau sute de lei în fiecare lună, făcând de AdWords, dar e foarte tricky, pentru că acolo faci afiliere cu banii tăi, trebuie să fii foarte, foarte atent. Majoritatea magazinelor de la noi permit linking direct, asta înseamnă, de exemplu, ăsta cred că e un exemplu cu E64, nu știu dacă e reclamă de afiliere, așa, dar poți să promovezi, de exemplu, F64 și să pui direct, să externalizezi, na, nu o să mai zic, că nu. E cel mai bine să mergeți la agenții, dacă sunteți... Dacă aveți un magazin de la mediu spre foarte mare, așa, mergeți la agenții. Dacă sunteți mai mici, așa, și aveți mai puțin bani și... Nu, toate lucrurile sunt bine. Nu, toate, e evident. Nu, trebuie să le îmbi. Trebuie să ai și forță de vânzare prin affiliate marketing. Noi recomandăm de asemenea affiliate marketing. Nu să nu există... Da, eu nu glumesc foarte mult, dar lucrurile pe care nu sunt leșind destul de mult timp încât să... Ce n-aveți voie să faceți e brand-bidding, adică nu puteți să, de exemplu, să bidați pe evomag.ro și să afișeze reclama la Evomag și să vă așteptați să primiți comisiuni, pentru că acolo practic n-ați spus nimic. Adică cineva care caută Evomag așa, eu zic că... Aici am avut mari probleme cu afiliați din alte țări care făceau asta pentru Franța, de exemplu, când făceau brand-bidding pe clienții noștri și, da, clienții cam greu înțelegeau că trebuie să fac campanii de brand protect, știi? Și, da. Ce e foarte important la AdWords, ținând cont că băgați banii, spre un proiect de SEO, de exemplu, unde o să zici că nu bagi bani, dar într-un alt fel, targetare. Bun, sunt foarte mulți afiliați care se plâng, bă, aș face, dar nu prea am prind de ce produse se vând, sau magazinul la ce face, sau ce campanii, de multe ori nici nu-i nevoie să zic. Aici, de exemplu, un exemplu pe rapid pe care am găsit pe E64, poți să vezi care sunt cele mai multe produse să le promovezi și oamenii îți arată exact ce campanie au acum printr-un banner. Deci e foarte, foarte, foarte simplu. Puteți, de exemplu, nu știu, să vă abonați la newsletter-ul magazinului și să promovați, evident, că produsele pe care le integrează în newsletter, produsele respective sunt într-o campanie de vânzări acum și au un preț mai bun, au un discount, nu știu, poate fac un bundle cu mai multe produse și așa. Deci puteți să vă abonați la newsletter și să vedeți acolo exact care sunt produsele pe care ei mașează foarte mult. La AdWords, de multe ori apar probleme de cash flow. Aveam afiliați care ziceau, bă, am băgat 10.000 și am făcut 13.000
Și e un ROI bun, 1.3 la suma asta, 1.3 e un ROI foarte bun, dar nu mai am bani să fac. Deci dăm banii repede ca să-i fac pe aia 13.000 și o să fac 16.000 și tot așa, mă rog, până cât ține campania. Deci dacă faceți tendență, aveți grijă foarte mare la cash flow. Ce pot să vă recomand aici, dovediți că puteți aduce trafic targetat și că convertiți. Și pe urmă, dacă dovediți acest aspect, puteți să vorbiți direct cu magazinul. Nu știu, să-i spuneți, băi, mie îmi plătește mai repede că eu fac credit, eu pun banii pe care mi-i dai, pe urmă, marea parte îmi păstrez și eu profitul și pe urmă, marea parte din banii aia îi investesc. Deci mă ajută să-mi dea mai repede. E foarte important asta. Nu știu dacă am înțeles exact ce ai zis, că poți să repezi chestia asta, că e foarte utilă. Bun, am 100, vreau să fac un test pe AdWords și am 100 de euro și văd că funcționează și scot 150 de euro. Și mă gândesc, băi, deci aș putea să bag 10.000, să scot 15.000 și bag 10.000 și până scot 15.000. Și până imediat văd că merge și vreau să fac mai mult. Vreau să-i fac și pe aia 15.000, dar nu mai am încă 15.000. Și atunci pot să vorbesc cu magazinul să-i arăt, uite, ți-am demonstrat că eu am băgat 10.000 și că ți-am adus vânzări la 10.000, la 15.000 pe care scot, ți-am adus vânzări, nu știu, de 150.000 de euro. Dăm și mie rapid, plătește-mi rapid comisioanele, ca eu pe urmă să pot face iar plus de bani de buget, să-i bag în AdWords, să genereze mai multe vânzări, profit pentru tine, profit pentru mine. E aspectul ăsta de discuția între advertiser și afiliație de foarte multe ori neglijată. Și se așteaptă ca rețeaua să intermedieze relația dintre advertiser și afiliat. Lucru care este de multe ori, eu nu pot să... E o poveste foarte rămână. Deci discutați rețeaua, este pur și simplu o platformă tehnică prin care voi aveți afiliați au acces la niște programe de afiliere și advertiserii au acces la afiliați, rețeaua face tracking-ul și dirigează banii de la advertiser la afiliați. Bun. Iar o chestie interesantă, am un site pe care atrag un trafic organic, nu are sens să mai fac și AdWords. În momentul în care aveți un site, calculați-vă și câți bani faceți voi pentru fiecare vizită pe acel site. Fie că e vorba, nu știu, de dacă fac am 100 de vizitatori, da, și fac 100 de euro, atunci 100 de vizite și fac 100 de euro, atunci eu la fiecare vizită obțin 1 euro. Dacă dau sub 1 euro, atunci pe un click în AdWords, înseamnă că eu voi fi profitabil. E foarte important să vă calculați chestia asta. Și dacă vă este profitabil, atunci chiar și pe un site pe care prezentați produsul de arbit părul, pe care aveți trafic organic din SEO, poate foarte bine să faceți share-uri, să trimiteți traficul mai întâi la voi pe site. De ce e bine să trimiteți uneori mai întâi la voi pe site? Pentru că prin diverse mecanisme puteți să vă creați niște liste de oameni care sunt interesați de produse de arbit părul, pentru care puteți să le vingeți mai departe. Pe e-mail, dar oricum pe e-mail, ca să nu mai poți suplimentat pe remarketing. Și aici puteți să faceți eu fie prin e-mail, fie prin remarketing. Okay? Gândiți-vă, eu, de exemplu, am un forum momici.ro, da? Pe momici.ro, evident că majoritatea sunt momici. Momici.ro? Ce? Nu e ala. Ah, zic. Pe mine am lăsat numai. Da, dar cred că poți să le iei capul. Da, e de vânzare. Sincer, da. Facem un joint venture și... Da. Și ce pot eu să fac atunci este să afișez banere prin remarketing, da? Către audiența mea, povestea și eu nu-s mai devreme despre chestia asta. Afișez către audiența, deci către momicile care au intrat pe momici.ro, produse de, nu știu, cărucioare sau tot felul de nebuni. Și chestia asta pot să o vând fie printr-o agenție de PPC, fie pot să găsesc eu niște programe de afiliere care s-ar potrivi pe audiența mea și prin remarketing să le servesc bannere de afiliere. Bun, cine are site-uri de aici? Vă rog să și face un pic de internet marketing. Câți dintre voi ați fost afectați de Panda și Penguin? Nimeni. Bun. Basta. Deci Panda și Penguin nu există. Am avut mulți afiliați care au zis la un moment dat că băi, ce ne facem că au venit ăștia și că moare SEO și că Panda și Penguin moare și distrug și când au terminat și că toți banii pe care i-am băgat și this is life, adică na, dacă faci un site care are o singură pagină cu un singur produs și toate link-urile de afiliere, e normal să te aștepți cumva la un dacă Google Office o să vină și zică, băi, prietene, nu e bine ce faci acolo, adică nu e ok, nu aduci valoare deloc utilizatorii. Dacă aveți un site care
are un brand, are multe căutări pe numele site-ului, are multe pagini, link-urile nu sunt de afiliere și așa mai departe, ok. Dacă tot vorbesc aici de Panda și de Pinguin, m-am să aminte de Serveis. Salut pe colegii de la Bunt cu care o să facem un... Nu? Nu mai? Pe foștii colegi de la... Doamne, pe 17 și 18 septembrie o să fie Serveis, un eveniment dedicat SEO și PPC, probabil o să fie partener și cu lumea SEO pe PC. Absolut. Și cu SEMRO, Asociația Specialiștilor în Search Engine Marketing. Cu SEMRO n-am mai este, oricum era implicit, dar nu am SEO pe PC, trebuia să aveam acord de studiu ideal și așa, dar... O să fim parteneri absolut. Absolut. Parteneri în absolut, nu? Cred că nu. Ok, hai nevoie de skill-uri tehnice pentru a-ți dezvolta site-uri. E, peste asta o să fie repede, dar cine se prinde o să facă niște bani. De aia că nu trebuie să aveți doar un site ca să faceți afiliere, ci puteți faceți o pagină de Pinterest pe care să o urcați foarte ușor și pagina aia să puteți un link. Pinterest-ul fiind un site cu autoritate o să rancheze mult mai bine decât dacă faceți voi un site despre scaune de conferință, de exemplu. Vă aștept și la întrebări. Bun, și mai e multă chestia asta că nu sunt produse sau advertiser care îți potrivească audienței mele. Aici Dorin e cel care a preluat imediat după ce a fost fondat Două Parale. El are o poveste foarte interesantă, înainte să cumpere Două Parale, era super afiat, adică făcea vânzări și cum s-a venit el de... avea un curs valutar.ro sau nu, convertor.ro. Și la un moment dat a pus niște bannere la, nu o să vă zic foarte pe lungă, poate mai zice și povestea asta în alte condiții, a încercat pe convertor, de ce sunt totalul de afaceri, deci au nevoie de laptop până între 70 și 90 de milioane, n-a avut niciunul. Ok, deci oameni de afaceri care vor așa, deci lit ca să conduc nu știu ce mașină, să fac nu știu ce drive test, n-a avut nimic. Oameni de afaceri, ce-ar putea să caută oameni de afaceri? Ceasuri scumpe. Bun. Când a pus fashion, acum a început să vândă să rupă. El nu s-a gândit niciodată că pe site-ul lui de preconvertor ar putea să stea doamne care să fie interesate de fashion. Mă rog, una dintre explicațiile posibile ar fi că începuse să se cumpere online foarte mult din afara României și prețurile erau lire sterline, da? Și tu vrei să vezi un film. E 79 de GBP. Dar ce înseamnă asta, Nelly? Hai să intru pe convertor să așa. A, uite, aceeași justiță pe care am văzut-o pe site-ul din Anglia. Ce-ar fi supun? Bun, de reținut. Avem un pachet interesant pentru toate magazinele. Divizia noastră de distribuție crește și are o... așa... Pentru afiliați blog.2parale.ro. Încercăm ușor să creăm la Două Parale cel mai bun loc în care unde poți învăța marketing online. Înțeleg că aici suntem aparte cu tăi lucruri, suntem foarte bine cu cât sunt mai mulți care învață, creează specialiști. Mă rog, na, cât Google îmi plătea? 20.000? 20.000 la anul își propun. 20.000 își propun. Ne propunem și noi, propun. De studenți. Învață. Nu poți să zici ce învață. 10.000. Bine, noi învățăm, adică nu e ca și când noi suntem în sală. Și învățăm. Voi, da. Ne propunem de și da, și noi să învățăm și să aducem un echipă. Și voi, adică și Cristi. Asta zic că programul nu include numai pe mine, e pe... A spus cineva că le-ai zis voi, credeam că te referi și la mine și m-am spus să așa o cruce. Păi implici și tu, evident. Și o parte din tine. Da. Ok. Acum căutăm doi oameni pe BBC, junior. Condiția, m-a transmis Cristi să vă spun, condiția e minim 94% luat la examen. Dacă n-ați luat 94% la certificarea cu 94%, putem să ne întâlnim și să vă învățăm cum să luați 94% la examen. Na, oferim salariul. Peste media pieței. Domenia pieței, poate am dinamnă să o publicăm, știi că... Păi, din discuții sunt... Nu aia, sau pe microfon. Da, să mai am găsit. Da. Salariul meu din piață este de... Avea ceva apă? Ok, ce...
Noi facem foarte multe, de exemplu, vinerea jumătate de zi ne lucrăm, de la 2 ore, așa să ne lucrăm și facem tot felul de lucruri interesante. La un moment dat am făcut sigur Psychic Quest, făcut un tip de o colegă noastră care a fost în VIP, Psychic Quest înseamnă că a venit într-un tip în oraș la diferite obiective, unde se citește o chestie așa, la sărit apare vulturul care nu știu ce și sunt 4 cifre și tu trăiești așa. Și, na, eu ca un puzzle, știu, după ce ai zis care sunt cele 4 cifre și te uiți pe acolo pe clădire așa și îți dai seama care e clădirea pe care scrie, după ce îi zici, probabil zice, ok, următorul obiectiv este la, nu știu, la Ateneu și trebuie să duci la Ateneu și ce, mă rog, chestia asta am făcut-o într-o vine. Și facem tot felul de lucruri astea interesante, mâncăm împreună, mai punem și poze pe Facebook, eu mai fi și de tot de noi că am pus poze pe noi pe Facebook mâncând. Și ne-am făcut mișto. Nu știu, dar n-am auzit să facă nimeni. Deci, cred că sunt primii care au pus poze pe Facebook cu mâncare, nu? Nu. Ci noi... Și cu pisici am pus. Și cu pisici. Noi am pus cu mâncare. Când a pus? Urmează poze cu mâncare pentru pisici. Ionuț, lasă, vreau și cu bere. Și cu bere, da. Da. Bun. CV-urile pe... Dacă vă interesează, CV-uri și o mică scrisă de atenție pe anca.chilaș2parale.ro. Sau puteți să-mi dați și mie, la fel dacă vezi prezentarea, dacă aveți întrebări, puteți să-mi scrieți și mie. Avem întrebări, măcar... Avem o întrebare în spate. Zi. Care este cea mai profitabilă nișă pe afiliere? Care e cea mai profitabilă nișă? A. Și care este cea mai profitabilă nișă pe afiliere worldwide? Și când zic profitabilă, mă refer la număr de conversii și la comisii. La număr de conversii și la comisii. La... La noi merge foarte bine fashion, merge IT-ul bine, nu pot să zic exact care e cea mai, e foarte greu de definit care e cea mai profitabilă de site. Simen fit? Stăvitul merge, uite, stăvitul merge foarte bine în afară, nu știu, cine a făcut cineva în afară afiliere până acum? La un dat era o chestie cu acai veri și tot felul de nebuni care apăruse până afară și care au rupt. La noi nu prea au mers de asta. Sine fit, a mers, da, într-adevăr, până afară. Nu, eu mă refeream la produse de-astea, pentru slăbit, nu neapărat Sine fit, okay. Dar eu știu că... Până afară merge foarte bine, dar noi suntem mai mult asas pe e-commerce, adică nu avem chestia asta, porn, pills and poker, foarte mulți bani care se vând în domeniul ăla. Dar, în general, se pot face un e-commerce, se pot face bani. În România, da. Dacă vrei să încerci, noi avem toate site-urile, toate magazinele la noi, cu donate după valoarea comisioanelor pe care au plătit în ultimele 90 de zile. Deci poți să intri în directorul de campanii, să vezi exact acolo, în ultimele 90 de zile, foarte accurate, care sunt campaniile cele mai profitabile. Mai avem o întrebare în spate. Prima și după aia, ca să moderăm așa, da? Și... Apropo de brand building. Mai poate fi de pistat în cazul în care o folosim dată între ani și produsul de pe magazin există un landing page de redirect? Păi da, că eu știu că nu s-a adăugat. Landing page de redirect sau de... Nu, un landing page. Deci eu pun un produs de la un magazin, fac site-ul special și fac cadrul pentru acel landing page-ul meu. Da, pentru că... Da, folosind brand-ul, keyword. Da, pentru că magazinul respectiv are o agenție probabil care se ocupă și dar care monitorizează și se vadă că e... Dar oricum tu pierzi licitația în fața mea, pentru că tu dacă ai un landing page pe care tu listezi brand și eu listez brand, dar eu am un site care e site-ul ăla de brand, eu câștig tot timpul și eu pot să... O să fie, probabil că o să câștige, nu știu, 2-5% din căutări. Da, poți câștige, dar în săptămână nu mai, depinde cât de agresiv sunt eu, că dacă eu s-a agresit pe brand, el iese cu un cost prea mare și nu mai rămâne acolo. Da, da. În principiu, agenția, dacă monitorizează și așa, o perspectiv, noi nu acceptăm chestia, tot prin bine. Da, automat n-ai cum. Mai aveam o întrebare în spate acolo. Te rog. Cine sau cum se stabilește comisiunea acordată la conversie? După cum ziceam, noi oferim o platformă. În principiu, advertiserul are libertate totală. Dar putem să-i ajutăm cu anumite recomandări. Adică noi zicem, ok, comisiunea minim pe fashion e 8%. Dacă dai, poți să dai 2%, dar e posibil să nu ai multe vânzări și el înțelege. Dar e... Negocierea asta în presiune se poate între voi și... Nu, el... Între nu există negocierea asta. Cine aprobă?
El când se înscrie, își stabilește un comision, da? Un comision după ce are o discuție cu noi. În general, comisionul respectiv trebuie să fie suficient de mare încât să capete interes, să atragă interes și suficient de mic încât tu să generezi profit. Pentru că dacă tu o să dai comision de 7%, nu o să faci profit. Și faci profit, dai comisionul respectiv. Dacă afiliația te promovează și faci vânzări, ok. Dacă nu, poți să încerci să rămărești. La fel, poți să dai comisionul și dacă eu lucrez într-o astfel și tu ai un magazin foarte bun pe un site foarte bun profesional care mai început de vânzări, te pot să zic, ok, ți-am luat de 5%, o să dau 12% pentru că ești un afiliat performant. În afiliere e o practică de sântânit asta, motivarea și promusarea afiliaților performanți. Dar de multe ori trebuie să știi și să ceară, știi, că nu e neapărat, foarte multe magazine înțeleg că nu e neapărat interesul lor să... Hai să vedem întrebare. Aveți, de fapt, la două parale vreo schemă de plată cu comision recurring? Adică eu, de exemplu, ca advertiser vreau subscription-based să vând un serviciu. Pot să plătesc ca afiliatul un procent în fiecare lună de care clientul mă plătește? Din câte știu se poate. Deci aveți în două parale. Din câte știu se poate, da. Okay. Mai avem o întrebare în spate acolo. De unificare cu alte platforme, ar referi aici în general ce oficiu. De unificare. Sau cel puțin, un sistem comun de... Ar fi destul de ușor pentru noi, adică încercăm să promovăm, să nu cumperi... Na, dar tot trebuie să te duci la Yahoo și la Uber, adică... Na, două companii total diferite, n-au nici ori, n-avem nici ori, nu, nici... Noi nu avem ce treabă cu ei, nu avem ce treabă cu noi, nu. Noi suntem, na, suntem de piață, Există faziuni mult mai posibile decât aia. Asta e chiar profit share și două parale foarte... Ce tool-uri folosești ca afiliat? Adică în afară de astea rețele de socializare și site-uri? Poți să faci și email marketing. Poți să dai link-uri, sunt afiliați mici care câștigă foarte puțin, dar care dau link-uri pe Messenger, prietenilor când vor să-și cumpere, Twitter, Pinterest... Era status PIP, care a fost foarte bun, am fost niște campanii și fără... Site-uri, dacă zici, când zici site-uri, nu te gândi neapărat numai la bloguri sau la site-uri de publishing. Poate fi, uite, în UK, 40% din piață, dacă nu mă înșel, e din banii care se fac în afiliere, care se dau pe afiliere, pe site-ul de cashback și de voucher, de cupoane, cu care la noi nu e foarte dezvoltat. Poți să faci site-uri care, nu știu, laptop roz și să promovezi laptopul roz de la foarte multe magazine. Adică nu e neapărat, nu știu, să ai un blog și scritul sau, nu știu, un ziar online și să scrii acolo și să pui un banner. Dacă la Google, cumva, că mi-am dat seama, dacă la Google, alege el pentru tine ce reclamă să servească, ce las că știu eu mai bine că o să-ți afișez reclama asta. În afiliere e total invers, afiliere. Decizia e că o iau omul, că o ia afiliatul, el știe cel mai bine, în consider că știe cel mai bine ce se vinde și cât se vinde. Practic, poți să-ți apărat niște QR code-uri, dacă vrei, e important este să fii pentru omul. Aia vreau să te întreb dacă aveți un afiliat care a făcut ceva promovare offline, gen guerilla marketing cu QR code-uri sau... puse lipite QR code-uri în geamuri la intrarea în bar. Dacă ai idee de un afiliat care a făcut asta și ce return a avut? Nu. Ce se mai face? Ți-am zis, vrei să-ți cumperi laptopul ăla? Stai ca Julio acasă și dau pe mail un link de la Evoma. Deci n-ai nimic, ceva așa inventiv. Îți pot spune eu ce s-a întâmplat cu o campanie de-a mea, nu de afiliere, că noi nu facem în zona aia. A mers prost. Da. Trebuie să fac fie că s-ar putea să nu-i fie mai zi o dată. Nu, am prevădat companiile care apelează la afiliați, îi încurajează să trimită înapoi la poarte
în care menționează pe ce canal au promovat compania și cum au avut succes ca apoi? Doar dacă e ceva fishy. Și am avut cazuri de situații fishy pe care le găsim noi și ok. Tu ți-a ascuns tot traficul, dar trebuie să-mi zici ce faci, ca să văd cumva că nu faci pe meeting, ca o rată de conversie e foarte mare. Și trebuie să, în momentul ăla, eu care stea, trebuie să mă asigur și le explică. Mai departe, ce pot să zic e că, da, magazinele și normal să se întâmple așa, învață multe de la afiliați, să uită în statistici, în rapoarte, dar principiul trebuie să fie cam tâmpit să înțeleg întrebarea ta și că, sau cred că înțeleg, trebuie să fii tâmpit să vezi că un afiliat face... Nu neapărat, Bogdan. Nu. Deci să vezi că un afiliat bidează pe laptop roșu și să zice, aha, o să bidez eu de acum ca urs că la conversie pe tine și nu-i mai dau bani lui ea, știi? Nu, să fie în plus, poate, n-ar pupe de toată zona sau ceva de genul ăsta. Da. Înțeles, nu știu, am înțeles, cumva o teamă că ok, îmi expun strategiile și eu o să mai merg mai departe cu strategiile și nu o să mai lucrez cu ea, nu? Nu neapărat o teamă, că mă gândeam că ar trebui de companie, știi, noastră aceste state, pentru că apoi se duc la o agenție mai mare, prin proiect de state mai mare și știu exact ce să ceară. Nu, nu e viața suficient de educată cât să știe să se uite acolo și acolo să nu. Dar ar fi util, ca idee, ar fi util pentru agenții, pentru, și pentru agenții și pentru companie. Adică eu vorbesc dintr-o altă perspectivă, de asta îți răspund așa, știi? Pentru că ar fi util pentru ca... ar putea să facă, să completeze afiliat. Că poate n-a, tu ajungi la un preț de conversie mai bun, dar pe tine te interesează volum la un anumit moment, știi? Și atunci și completezi ce, ce faci tu. Ce pot să zic eu că noi și... Noi am învățat o mulțime de lucruri de la afiliați, adică lucruri la care și asta cumva apropo de poziționare și de diferențiere. În toți anii ăștia am învățat o mulțime de lucruri de la afiliați, lucruri la care nu ne așteptam, nu le pricepeam și așa mai departe. Că întotdeauna ne bazăm pe faptul că afiliații sunt mult mai deștepți decât noi, știi? Înțeleg, se foarte greu să expertiză pe toate, pe toate canalele și învățăm o mulțime de lucruri. Vedem că, nu știu, blogurile convertesc, Facebook convertește, vedem că pe Messenger, pe Twitter, pe lucruri la care nu mă așteptam și nu mă așteptam. Lucrul ăsta se întâmplă inclusiv în campania noastră și noi recompensăm, nu știu, câte 4 lei pentru fiecare afiliat adus în sistem și câte, la un dat de dat, 800 de lei pentru fiecare advertiser pe care, pe care venea la noi. Și aveam, nu știu, afiliați care contactau cu Iseră tot felul de metode genioase, la care eu nu mă gândise în momentul ăla să le... Am și eu o întrebare care aș vrea să o încheiem ușor ca să... Na, bineînțeles că poți să rămâi să mai răspund la întrebări dacă, dacă vrei, dar văd că deja oamenii se retrag, deja am stat un pic mai mult datorită din cauza mea, na. Există... Adică ați avut un program de educare a... a magazinului, a companiilor, să-și construiască propriile programe de afiliere, adică nu neapărat să le ziceți voi de intrați în două paralele, dar haideți să vă ajutăm, să vă asistăm, să vă construiți un program de afiliere pentru voi. Ca, n-aveți. Principiul programele de afiliere de două paralele, principiul programele de afiliere de două paralele, este de magazinul. Nu, eu înțeleg asta, dar ai e ca și cum, un... E ca și cum te duci la Google, vrei să faci PPC și alegi platforma Google Ads. Nu e chiar același lucru. Mă gândesc că dacă tu te duce, tu două parale, ai ajuta, l-ai ajuta un magazin care nu știe ce înseamnă înainte să ajungă la tine. Să-ți spun și la întrebarea asta. Apropo, din nou, de diferențiere și poziționare, timp de până acum, chiar și acum, noi suntem singurii afiliere din România care am educat piață, care am învățat și pe afiliați și pe advertiser cum se facă treabă. Cu întâlniri, cu scris pe blog, cu service, cu welcome team, cu evenimente, cu participări, cu la lumea SEO, la... Na, suntem de... Lumea SEO, lumea pe PC SEO, așa... Am, dacă există piață de afiliere în România și pentru că există piață de afiliere în România, o mare parte se datorează nouă, pentru că am adus foarte mulți 20 ceva de mii de oameni care și-au făcut cont la noi. Adică 20 ceva de mii de oameni care au așa, 300 ceva de magazine care sunt, da, am învățat, că altfel, na, știi cum e, când te duci pe o piață nouă, ca să poți să intri pe o piață nouă, trebuie să faci educație. Dacă vrei pe o piață, dacă vrei să intri pe o piață care deja există, unde deja, așa, trebuie să vii cu servicii suplimentare sau cu un preț mai mic. La noi, fiind vorba de piață, nu, a trebuit să educăm piața, să învățăm ce înseamnă afiliere.
Întrebarea vine pentru că voi ați învățat oare cum pe banii lor în contextul în care i-ați chemat în două parale. Dar întrebarea mea era dacă i-ați învățat pur și simplu. Nu, la întâlniri, pe blog, pe toate canalele sunt accesibile. Dar n-ați avut, înțeleg, dar n-ați avut niște training-uri specifice pentru magazinele care n-au nu știu, în ultimele luni, nu. S-ar putea să fi fost, la început. Nici. Ar fi util, eu aș vedea util. Sunt multe magazine care încep acum online, dar nu înțeleg ce înseamnă afiliere. Și dacă le zic, noi le spunem. Da. Nu mergeți la două parale ca soluție de afiliere, da? Dar ei se duc către voi, dar ei spun, cum stai, dar ce înseamnă? Dar nu știu ce. Și ok, vin la voi, voi ieșiți de bani, înțeleg de bani, dar nu înțeleg exact ce ar trebui să se întâmple, știi? Și poate dacă le-ați explica, uite, ar trebui să ai tu un program de afiliere pe care nu neapărat să-l faci cu noi, dar pur și simplu să se construiești. Și să înțeleagă ei că trebuie să-și administreze forțe de vânzare, că acolo să fie niște provocări. Și ei să vină natural către două parale, să schimbe, practic, costurile pe care le au cu fiul pe care plătesc către platformă. Există, da. Există situații inverse, ca să spun așa, de magazine care au fost la noi și au învățat cum merge treaba și cum și-au făcut programele de afiliere. Și un pericol, să înțeleg. Nu, cu partea s-au întors la noi, că și-au dat seama. Eu cred că aduceți mai multă valoare prin faptul că oamenii sunt acolo sau încredere în sistemul de... Adică sunt extrem de multe avantaje pentru care ai folosit o platformă de afiliere decât să te duci ca nebunul să faci pentru un magazin, nu știi dacă, na, îți dă bani sau dacă, na, diferit, poate plătești la un moment de zile sau ce începe. Nu, ia stai microfonul, nu înseamnă că trebuie să te duci. Hai să fim și noi premiu. Hai să dăm premiu. Să fim cu un premiu. Toate întrebările au fost interesante, la fel ca și prezentările. În principal, merg pe băiatul albastru. Ok. Băiatul albastru. Hai să vedem și un nume băiatul albastru. Tudor. Tudor și mai cum? Andrei. Andrei. Tudor Andrei a câștigat... despre affiliate marketing. Andrei Tudor a câștigat cartea. Ok, mulțumim mult. Hai să vedem niște aplauze cu toți care ne-au mai rămas. Vă mulțumesc încă o dată pentru participarea la cea de 75-a ediție Lumea se urmărește. Mulțumim sponsorului Newsman, partenerilor IQS, Traffic.ro, comunitate de presă, Web Digital, două parale, SEO Monitor, orașul meu, Start Cube, dar și celor care ne găzduiesc, The Hub, care le mulțumim și cărora, pe care, de asemenea, ne vom fi recordare în seara asta. Vă mulțumim mult de tot și vă așteptăm. Scrieți pe blog-uri, scrieți pe Twitter, scrieți pe Facebook.